Vara și răsfățul au trecut, dar din păcate am rămas cu câteva kilograme în plus. În dorința arzătoare de a slăbi rapid, am încercat tot felul de metode recomandate de Temir Cine. Dar de multe ori vă treziți că poate slăbiți repede, dar într-un timp relativ scurt puneți la loc și mai multe kilograme. Nu mai faceți foamea și gândiți-vă serios să vă apucați de sport pentru a arde caloriile. Înseamnă un program intensiv. Lucrăm toate părțile corpului pe rând, timp de 3 luni, 3 zile pe săptămână, câte o oră în fiecare zi. Deși are o siluetă de invidiat, fosta tenismenă Ruxandra Dragomir nu renunță la sport pentru nimic în lume. Își face întotdeauna timp pentru a merge cel puțin de 3 ori pe săptămână la sală. Și tu câți ani ai? 20 și un pic? Nu, am 40 și te invit și la ziua mea, știi, prin octombrie undeva, dar mai vorbim noi până atunci. Dar să vedem cele mai bune exerciții. Aveți în vedere că antrenamentele fizice sunt cele mai utile și eficiente în cazul în care dorim să pierdem kilogramele în plus sau să ne menținem în formă. Specialiștii recomandă pentru zona picioarelor genoflexiunile și fandările. Le recomand pe cele cu picioarele depărtate, deoarece intră și mușchii aductori, da? Vârfurile spre exterior, picioarele puțin mai depărtate decât nivelul umerilor, mâinile în față, ne lăsăm până jos și revenim. Tot timpul drept, privirea în față, da? Lucky I'm so nice, even I'm surprised. Scurte, prima dată. A doua oară, medii și foarte lungi, da? Is it working? Is it working for you? Toate femeile visează la un abdomen tonifiat, frumos lucrat, care să fie admirat și să se vadă frumos în rochii și tricouri. Dar pentru asta e nevoie de muncă și de pastile care pot să vă îmbolnăvească. Durează mai mult până ajungeți la forma ideală, dar kilogramele nu vor mai reveni. Abdomen plat, visăm cu toții. Am văzut că putem să facem și acasă, nu? O salteluță, un prosop? Bineînțeles. Abdomenele la sol le consider cele mai importante, le recomand în număr mare. Număr mare însemnând? Peste 40-50 de repetări. Și cum e? E bine. Da, 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 da. Am obosit, dar într-un mod foarte plăcut. Dacă nu aveți timp și bani pentru un abonament la sală, puteți slăbi și acasă. Doamnelor, fiți foarte atente, vă oferim câteva trucuri. Plecând de la un scaun, ne putem așeza pe el, câteva abdomene, ridicări de picioare. Tot timpul țineți mâinile pe marginea scaunului pentru echilibru și tragem genunchii la piept, da? Aici.